Asta e problema, și nu se știe cu ei. Așa, așa. Au lui tata aia. Are din eclanție. Tata, gata, dar nu mă omor. Nu te omor. Gata, ca mie stă pe mine, nu mă omor. Generale, e rezervă. Hai, până începe... Muzeul Brăilei a luat ființă cu 120 de ani în urmă prin inițiativa a patru inimoși profesori de la Gimnaziul Comunal din Brăila, gimnaziu care funcționa pe strada Panaiotul Rubini, la numărul 6, biblioteca și muzeul științific. Din 1886, muzeul s-a mutat în clădirea de pe Bulevardul Cuza, unde astăzi se află Colegiul Național Nicolae Bălcescu, și firește de acolo a prins an de an noi și noi colecții, s-a îmbogățit an de an cu noi și noi donații, achiziții, iar din 1955, un moment fundamental în istoria instituției, venirea la Brăila a doi oameni, a doi proaspăt absolvenți ai Facultății de Istorie, profesorul Nicolae Harțuche și Florian Anastasiu. S-au adăugat lor și cercetărilor domniilor lor din 1955 începând, s-au adăugat apoi Liviu Mihăilescu, de frumoasă amintire pentru noi, trecut la cele veșnice, între timp, doamna Ana Maria Harțuche și mulți, mulți alți colegi ai noștri care astăzi, din fericire, sunt aici alături de noi. Într-un asemenea moment pe care îl consider fast, într-un asemenea moment, când cu 120 de ani în urmă, la Sinaia, la Castelul Peleș, regele Carol I semna decretul de întemeiere al Muzeului Științific și al Bibliotecii, gândul meu se întoarce cu recunoștință întâi de toate către autoritățile locale și centrale, către toți acei care au făcut pentru Muzeul Brăilei ca astăzi să fie sărbătoare. Au făcut ca astăzi pentru noi să fie bucurie. Sunt dator să mulțumesc colegilor mei și colaboratorilor mei cei mai apropiați, domnului Valeriu Sârbu și Zanfir Bălan, directorii adjuncți ai instituției, tuturor șefilor secției, începând cu serviciul calculatoare și terminând cu secția de artă a muzeului, trecând prin toate celelalte compartimente ale instituției și dorind să subliniez că toți, absolut cu toții, au depus o sârdie și pricepere atât cât i-a înzestrat Dumnezeu pentru ca acest moment să fie unul de sărbătoare pentru noi și pentru Brăila. Zăresc aici și pe domnul rector Alexandru Puiu, căruia îi mulțumesc din suflet că a venit, pentru că, așa cum am menționat, este unul dintre cei care au în zestrea de astăzi a universității începuturile muzeului pe care le vom marca cu o placă comemorativă. În ceea ce mă privește, nu doresc decât să vă spun bine ați venit, să
Sperăm că în continuare, cu ajutorul Ministerului Culturii, vom desăvârși acest început, anume redeschiderea Muzeului Brăilei prin celălalt corp al clădirii, și voi invita acum pe oaspeți la scurtă alocuțiuni, după care, de asemenea, prin conferirea acestei mape a momentului istoric sărbătoresc, a primei atestări documentare a județului Brăila ca organizație administrativ-teritorială a țării românești și a Muzeului Brăilei cu 120 de ani, deci cu 400 de ani mai tânăr decât instituția care ne patronează, vom încheia, sigur, acest moment de debut, de început, de reînceput al Muzeului Brăilei. Deci, domnul președinte, vă rog să luați. Eu aș începe fără filmat, puțin. Domnul consilier care sunt și în spate, am rugăminte, haideți să intrăm cu... În cele două clădiri. În clădirile care sunt astăzi aici, în cele două laturi pe care le avem. Avem spațiu absolut suficient pentru toată lumea. Domnul consilier Puiu, vă rog frumos, domnul consilier Spiritor, domnule prefect, domnule primar, stimați Brăile, reușim după 10 ani să deschidem în această atmosferă extraordinară porțile Muzeului Brăile. Este un lucru deosebit, mai ales că el se întâmplă într-un moment deosebit. Exact acum 120 de ani, regele Carol I semna decretul prin care lua ființă Muzeul Brăile. Credem că redeschiderea muzeului va fi o bucurie pentru toți brăileni. Va fi un moment care va marca și va evoca existența și continuitatea noastră pe acest pământ. Va fi momentul în care brăilenii și alții care vor trece prin Brăila vor vedea că de sute de ani, de mii de ani, pe aceste locuri au existat oameni, oameni care au iubit pământul Bărăganului, oameni care au trudit pe aceste locuri, dar și de unde au plecat oameni extraordinari, oameni de o valoare incontestabilă care au dus numele și renumele Brăilei în lume. Și pentru că în această perioadă se desfășoară manifestările dedicate Haricliei d'Arclay, nu putem să uităm că unul din aceste nume este Haricleia d'Arclay. Doresc ca oamenii muzeului, acești oameni împătimiți de muzeu și de istorie, să poată să aducă în fața dumneavoastră a tuturor cele mai semnificative mărturii ale istoriei Brăilei. Să ne dorim putere de muncă, să ne dorim putere de muncă, să putem face ca întregul muzeu să fie redeschis spre bucuria noastră a tuturor. Vă mulțumesc! Da, rog pe domnul primar să ia. Distinse personalități prezente la redeschiderea muzeului, domnule prefect, domnule secretar de stat, doamnă Friș, distinse doamna Mariana Nicolescu. După 10 ani, ne întâlnim în acest spațiu impregnat de istorie pentru a redeschide Muzeul Brăilei, o instituție emblematică a orașului nostru, de la care înființare prin decret regal emis de Carol I, regele României, se împlinesc 120 de ani. Acest 10 ani nepermis de lungi, de tatonări și eforturi de a găsi resursele necesare finalizării lucrărilor de consolidare și de reparații, nu ne pot
justifica activitatea. Lipsa fondurilor financiare a fost însă depășită. Anul 2001 va fi o accelerare a derulării acestor lucrări. Vă rog să faceți liniște acolo, alo? Domnul din spate! Vă rog să faceți liniște că nu suntem la Paharama. Centrul locale, a conducerii muzeului, a reprezentanților instituțiilor de cultură și, bineînțeles, a cetățenilor Brăilei, este întreptățită de faptul că, în sfârșit, Muzeul Brăilei își va relua rolul său esențial de a contribui într-o măsură hotărătoare la revigorarea vieții culturale brăilene și a tuturor celor care, români sau străini, formează o punte spirituală între trecut și generațiile actuale și viitoare. Nu este lesit de importanță să amintim cu acest prilej de sprijinul acordat de Guvernul Elen, de prietenii noștri de la Agenția Elenă de Dezvoltare ETA, fondurile nerambursabile puse la dispoziția muzeului au permis dotarea acestuia cu modernă instalație de alarmare și monitorizare și un număr important de vitrine pentru prețioasele exponate ale muzeului. Vă rog să-mi permiteți să le adresez acum și aici cele mai sincere mulțumiri pentru ajutorul acordat Brăilei și muzeului în special și să asigur de întreaga noastră gratitudine. În încheiere, voi reproduce un foarte scurt pasaj din mesajul de felicitare adresat de domnul Nicolas Capantaris, director de proiect în cadrul ETA. Citez, îmi exprim speranța că sărbătorirea a 120 de ani de la înființarea muzeului va... Stimate domnule director Cândea, stimate doamne, stimați domn, participăm astăzi la un eveniment deosebit de important și totodată emoționant pentru toți brăilenii, redeschiderea Muzeului Brăila și sărbătorirea a 120 de ani de la înființarea acestei instituții. Muzeul nostru este mai mult decât o simplă instituție de cultură. Este un veritabil așezământ de păstrare a tezaurului de valori spirituale ale spațiului brăilean, un loc în care istoria acestor meleaguri este evocată spre a fi o pildă tuturor ce trăiesc astăzi în cetatea Brăilei. Un popor fără istorie este un popor fără identitate, o adunătură de nisipi spulberată de prima adiere de vânt. Pentru ca faptele înaintașilor, zbuciumul și efortul lor de a clădi un stat românesc național și unitar să fie coerent prezentate, să fie corect prezentate și relevate, este nevoie de astfel de instituții complexe, cum este Muzeul Brăila, care nu este doar un spațiu de expunere a unor vestigii materiale, ci este o adevărată școală de cercetare, o contribuție remarcabilă la deschiderea, la redarea adevărului istoric al spațiului de la Dunărea de Jos. De aceea, doresc acum, la acest aniversar pentru Muzeul Brăilei, dar și pentru județul nostru, în acest an împlinându-se 520 de ani de atestare documentară a județului Brăila, să felicit întreaga echipă de cercetători, muzeografi și restauratori ce își desfășoară activitatea în cadrul instituției Muzeului Brăila. Redeschiderea muzeului după o lungă perioadă de restaurare ce a necesitat eforturi financiare considerabile reprezintă o mare realizare, o dovadă a faptului că brăilenii știu să-și prețuiască istoria, cultura, tradițiile, acele elemente ce dau identitate și coeziune unui popor, întărindu-l
pentru provocările viitoare. Doresc să felicit astfel Consiliul Județean și Primăria Municipiului Brăila, de asemenea toate celelalte organizații care au contribuit la materializarea proiectului de restaurare a clădirii muzeului, ea însăși monument de arhitectură reprezentativă al Brăilei. Încă o dată adresez tuturor felicitări și un călduros la mulți ani în acest moment deosebit pentru conștiința și spiritualitatea brăileană. Vă mulțumesc! Vă rog acum pe domnul profesor universitar dr. Ioan Opri, secretar de stat al Ministerului Culturii și Cultelor, pentru... Distinsă doamnă Mariana Nicolescu, domnule prefect, domnule președinte, domnule primar, înaltea sfinția voastră, în sală se găsesc parlamentari, se găsesc colegi de-ai noștri directori de muzee, distinse doamne și domni, deschiderea unui muzeu este un eveniment de fiecare dată al victoriei voinței împotriva neputinței. Într-un deceniu de referință pentru ultima parte, adeseori, frecvent evocată neputința, colegii de la Brăila ne arată că este posibil. Este posibil pentru că au avut energia să proiecteze această nouă instituție muzeală după o nouă muzeosofie, una modernă, una europeană, într-o ierarhie de muzee. Brăila deja tinde să fie printre primele muzee ale țării. A fost posibilă pentru că au avut de partea lor autoritatea locală, prefectură, consiliu și primărie, și onorează din plin ajutorul pe care dânșii l-au dat acestui nou așezământ, nou în forma în care arată astăzi. A fost posibil pentru că la Brăila s-au așezat câteva generații de muzeografi care fac din instituția pe care o servesc ca doctor fără de arginți o instituție remarcabilă. O instituție de cultură care dă tonul pentru ce înseamnă lealitate față de istorie și de cultură, față de artă, o instituție de bun gust, tot ce este în acest muzeu te invită să-ți revezi până și comportamentele, o instituție de adevărat patriotism și unul concret, unul local, unul cu care fiecare dintre noi trebuie să-și privească rădăcinile, o instituție comunitară, pentru că nu este a colegilor de la Brăila, ci este a Brăilei, acest muzeu, așa a fost el înființat într-o Românie mică, acum 120 de ani, și mare se prezintă astăzi în țara contemporană. Muzeul de la Brăila este un muzeu al comunității și altfel privit. Am avut privilegiul aseară și în dimineața aceasta să trec printre primii prin sări. Mi l-au acordat distinsul meu coleg Ionel Cândea și colegii pentru a-mi lămuri unele întrebări. Întrebări care vin de acolo că Ministerul Culturii și Cultelor astăzi trebuie să se asocieze unor astfel de proiecte. Văzând muzeul, am spus, iată comunitatea brăileană, mai veche și mai nouă, că e de 5.000 de ani înainte de Hristos aici surprinsă, e tot comunitate, că e mai apropiată de noi, așișderea. Iată comunitatea cu cei care au constituit-o, greci, armeni, evrei, turci, români. Iată-i cum se exprimă ei, mai ales în epocile mai apropiate de noi. Este o plăcere să vezi sistemul acesta de analiză corectă față de cei ce compun o comunitate cu adevărat. Să-i vezi Brăilei instituțiile, să-i vezi Brăilei adevărata comoară. Muzeul, în definitiv, este o instituție de tezaur. Cu cât vom avea mai multe muzee în țară și muzee moderne ca acesta, cu atât tezaurul propriu al nostru va crește. Aparținem într-un fel tezaurului național, avuției naționale. Bunurile noastre
sunt apreciabile. Stăm alături de bancă oricând, cu singura deosebire că cei la noi în muzee nu se devalorizează niciodată, ci ridică valoarea patrimoniului țării. Am vrut să aduc odată cu aceste cuvinte de apreciere și o subliniată apreciere a Ministrului Culturii, academicianul Răzvan Teodorescu, pentru ceea ce colegii de la Brăila au făcut. Una deopotrivă ca ministru și de reprezentant al Guvernului pentru autoritățile Brăilei. Nu este posibil astăzi, fără această voință, pe care, indiferent în ce parte a spectrului politic se plasează unii sau alții, trebuie să o afirme în materie de cultură. Nu este posibil să facem afirmații ale culturii și artei naționale. Și m-am bucurat că a coincis cu prezența dumneavoastră și a invitațiilor dumneavoastră distinsă doamnă aici, care este un reper european. Iată, muzeul adaugă un alt reper european. Unul de mare congruență. Un reper, sunt convins, de acum pe harta culturală a României, urmărit cu foarte multă atenție. Doresc să închei spunând că pentru aceste merite, Muzeul Brăila va candida la unul din premiile Ministerului Culturii și Cultelor din acest an, oferite în mod special pentru muzeografie și pentru un etalon de muzeografie. Îi asigur pe colegii mei că au toate șansele să-l obțină și să le mulțumesc din suflet celor care, în decursul atâtor ani, au adăugat fie la Lișcoteanca, fie la Brăilița, fie în secția de artă, fie în cea de etnografie, obolul lor față de ce înseamnă respect profesional și ce înseamnă respect pentru semenii lor. Vă felicit din tot sufletul pe dumneavoastră, domnule Cândea, colegii dumneavoastră și pe dumneavoastră, distinși conducători ai obștii. Vă mulțumesc! Director al acestui muzeu, încă de acum 11 ani, când am pășit ca și slujitor spiritual al Dunării de Jos, ne-a amintit că Brăila, așa cum a spus Marele Iorga, nu este fiica, ci maica principatului și a țării românești, fiindcă dânsul a anticipat de 11 ani printre primii de România, dacă nu unicul, legătura dintre cult și cultură, devenind consilierul nostru episcopal cultural și delegat al Brăilei în adunarea națională a Bisericii Ortodoxe Române, s-a ajuns astăzi ca reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor să pecetluiască încă o dată ceea ce era nevoie, că în România cultura s-a născut din cult, iar muzeul este catedrala în care învățăm cultul pentru istorie, căci istoria nu se învață. Istoria se pipăie, se simte și se trăiește. Iar ea se păstrează prin cult. Iar amprentele culturii, istoriei și vieții românești sunt păstrate în catedralele spirituale, muzeele, unde domnule ministru secretar de stat, știm bine că România are peste 87% din patrimoniul ei în biserici și mănăstiri și muzee de inspirație pur religioasă. Aceasta arată consecvența poporului român față de valorile moral-spirituale și totodată capacitatea poporului român nu numai de a consuma, ci de a crea. Este un popor creator de cultură. Este un popor care n-a trecut prin istorie nebăgat de seamă de nimeni, ci este un popor cu interferențe istorice pe care un muzeu, mai bine ca orice universitate, ni le pune
la îndemână. Aș putea spune că așa cum un alt popor care își ține la identitatea lui are un cuvânt de fiecare dată să nu uităm, muzeul ne ajută să nu uităm că suntem, să nu uităm că avem valori morale, spirituale, culturale și de tezaur, să nu uităm că prin ele participăm la viața națională și la viața internațională. Iată de ce și eu subliniez, ca și domnul ministru și ca ilustrele personalități ale vieții municipale și județene, antevorbitorii mei, asupra caracterului național, prin domnul ministru și prin alți directori de muzee, și prin caracterul național și internațional, prin coincidența fericită dintre concursul internațional Hariclea Hardurari Darcle și deschiderea exact în apropiere a acestei catedrale, repet, a culturii și spiritualității, care le va da posibilitatea distinșilor participanți de la concurs să călătorească nu numai cu vaporul, ci fie și pe calea gândului, într-o lume unde România era parte integrantă, și așa și acum, din istoria lumii și din istoria și civilizația europeană. Astăzi, fără să vrem noi, o mulțime de evenimente precum 400 de ani de la trecerea la Domnul a primului unificator Mihai Viteazu, care are aici o adevărată icoană, se bucură pentru că la doi pași Mihai Voievod Viteazu, vis-a-vis unde e Biserica Sfinții Arhangheli, tot Domnul Cânde a descoperit un cimitir ortodox din secolul 15, peste care probabil că a fost Biserica Sfântul Nicolae al lui Mihai Viteazu, aici în municipiul Brăila. În această catedrală a Spiritului, până când Dumnezeu va reda Brăilei demnitate metropolitană, ea are această demnitate metropolitană, căci suntem români și creștini și ortodoxi, datorită celor 300 de ani de mitropolie ortodoxă, doi mitropoliți devenind patriarhi ecumenici de Constantinopol de la Brăila, iar printre ultimii slujitori la Brăila a fost unchiul actualului patriarh ecumenic Bartolomeu I, cetățean de onoare al municipiului Brăila. Aici sunt moaștele mitropoliei Proilaviei, rămășițele care cer și ele, ca și pasărea Phoenix, să zboare din nou în municipiu și să reapară pe Dunăre, lângă Dunăre, biserica semnificativă a mitropoliei. Aici așteaptă să reînvie, și fac un apel de suflet, domnule ministru, după muzeu trebuie să plece de aici, să zboare în câmpia Măxineniului, la confluența dintre Buzău și Siret, falnica și unica mănăstire voievodală de acest tip, aici între Moldova și Muntenia, spre drumul Focșanilor, cu semnificația sa, mănăstirea Măxineni în cea mai mare suferință, și eparhia a făcut tot cât omenește i-a fost cu putință. Așteptăm ca Ministerul Culturii și Cultelor să salveze după acest muzeu neapărat bijuteria Bărăganului, mănăstirea celui mai mare domnitor al țării românești, care a ctitorit cele mai multe mănăstiri. În chip providențial se întâlnește astăzi Matei Basarab aici cu Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, căci iată, domnul moldovean a atestat pentru prima dată acum 520 de ani existența județului Brăila. Și când mai considerăm că este și anul internațional Brâncuș și este o expoziție brâncușiană, iată cum tradiția, istoria, cultura, arta și mai ales recunoștința brăilenilor redă astăzi patrimoniului european, eu cred, domnule Opriș, eu cred că nu-i numai patrimoniu neapărat de culoare numai românească, ci aici este un patrimoniu european autentic. Este poarta deschisă a Dunării de Jos către lumea mare, pe care Dumnezeu să binecuvinteze, să vină înapoi
cei care au făcut din Brăila cel mai prosper oraș al României, cu așezările care le are astăzi, cu atâția arbitri ai culturii, și vă rog să priviți încă o dată, nu numai la exponatele de muzeu. Dați-mi voie să vă rog să vă întoarceți cu camerele de vedere spre acești admiratori ai culturii pe care nu-i găsești în altă parte. Niciodată la deschiderea unui muzeu nu am văzut atâția protagoniști, atâția oameni de cultură motivați, care vor să spună astăzi, fără cultură, fără credință și spiritualitate, un popor nu poate respira. Să binecuvinteze Dumnezeu lucrările dumneavoastră, ale Consiliului, ale Primăriei, ale Prefecturii, ale Ministerului. Și vă rugăm, domnule ministru, încă o dată să duceți această imagine domnului academician, Guvernului României, și să arătați că aici nu suntem la capăt de țară, ci suntem în centru de țară, în euroregiunea Dunărea de Jos, și că acest director a descoperit la Cetatea Albă Paraclisul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Brăila poate da mult, ajutați Brăila în momente grele economice, să ajute România și țara prin deosebit de valoroasele ei documente și prin oamenii deosebiți pe care îi are. Vă admirăm pe dumneavoastră toți care ați făcut astăzi un act de mare cultură. Un muzeu care nu v-ar fi avut astăzi spre dumneavoastră era un muzeu al trecutului. Cu dumneavoastră este un muzeu al prezentului și al viitorului spiritual și cultural al zonei noastre. Vă mulțumim și vă binecuvântăm pe toți! Mulțumesc din suflet, preasfinția voastră, pentru tot ceea ce ați spus, pentru binecuvântare și o ultimă luare de cuvânt în acest moment, și anume domnul profesor universitar dr. Alexandru Puiu, rectorul Universității Constantin Brâncoveanu, dorește să adreseze un mesaj muzeului. Cum zice la Biblie, cei de urmă ca și cei de întâi. Domnule director, stimate domnule profesor universitar Ionel Pindea, onorată asistență, doresc ca în câteva cuvinte să aduc mesajul studenților, al cadrelor didactice și al meu personal, acestei prestigioase instituții de știință, de cultură, această instituție care, în frunte cu valorosul ei director, valoros ca om de știință, valoros ca patriot, deci această valoroasă instituție, într-un moment sau într-o perioadă prelungită în care prea mulți străini și prea mulți români, numai după acte, după buletine sau pașapoarte, sfidează nu numai prezentul, dar și trecutul acestui popor, iar unii îl calcă brutal în picioare, iată că se mai găsesc oameni care încearcă prin eforturi, și cunosc că aceste eforturi uneori sunt duse până aproape de sacrificiu, să conserve, să păstreze ființa, memoria poporului român. De aceea, în modul cel mai sincer, cu tot respectul, cu toată recunoștința, aduc felicitările noastre. Vă doresc succese remarcabile în continuare. Renuiesc propunerea pe care v-am făcut-o personal de a crea o facultate de istorie, poate de istorie și știință muzeistică, o facultate care prin profilul ei ar fi, dacă nu unica, foarte rar întâlnită la ora actuală în România, și asigur asistența că acea clădire pe care ați menționat-o dumneavoastră, acea clădire care a fost nu numai unul din primele muzee din România, dar și unul din primele licee din România, se află în grija noastră, iar Fundația de Știință, Învățământ și Cultură, care îmi poartă numele, cum se știe, a cumpărat-o, iar la ora actuală o restaurează, o consolidează. Sigur, poate acest proces, făcându-l numai și numai prin efortul propriu, nu va avea strălucirea acestei clădiri în care ne aflăm, dar vă asigur că va avea o ținută onorabilă, și de altfel
vă invit, sper, în luna octombrie, ca să fim tot împreună la această restaurare a primei componente a muzeului și a actualei componente a Universității Constantin Brâncoveanu și a Liceului Petre Aurelian. Vă felicit, vă mânez acest mesaj și să înflorească în continuare muzeul. Acum vă rog să-mi permiteți, venind momentul recunoștinței noastre pentru toți cei care au contribuit la clipa de față, să dau citire și să înmânez pentru o parte numai din cei care bine merită din partea noastră, a celor de la muzeu, mapa 520 de ani de la prima atestare documentară a județului Brăila, scrisoarea lui Ștefan cel Mare către brăileni și Muzeul Brăilei 120 de ani de la întemeiere și cu prilejul redeschiderii, în care piesa cea mai importantă este, fără doar și poate, medalia pe care am bătut-o, și anume lui Ștefan cel Mare și Sfânt recunoștința noastră pe profilul județului Brăila, aversul, 520 de ani de la prima atestare documentară a județului Brăila, iar pe revers, în profil, regelui Carol I, brăilenii recunoscători, fațada Muzeului Brăilei dinspre Calea Galați și nu cea din piață, pentru că fațada din piață se va bate pe medalia de peste 5 ani, când va fi jubileul adevărat, 125 de ani. În același timp, profilul dinspre Galați arată că aici este o datorie de împlinit, cum spunea Iorga, care nu se poate confunda cu a altora, și anume restaurarea întregii clădiri în 5 ani. Această medalie, deci împreună cu celălalt conținut al mapei, se acordă preasfinției sale dr. Casian Crăciun, episcopul Dunării de Jos. Un ban cu dumneavoastră, cu toți. Totul e acolo, da. Domnule academician Răzvan Teodorescu, ministrul culturii și cultelor. Domnului profesor universitar dr. Ion Opriș, secretar de stat la Ministerul. Domnului profesor universitar dr. Gavrile Simion, directorul Institutului de Cercetări Ecomuzeal Tulcea, patriarhul muzeografiei românești, decanul de vârstă al tuturor directorilor de muzee din țară. Domnului profesor universitar dr. Alexandru Puiu, rectorul Universității Constantin Brâncoveanu din Brăila. Și acum, domnului Florian Anastasiu, care din păcate nu poate fi aici alături de noi, este în suferință, directorul Muzeului Brăilei care ne-a precedat până în 1989, domnului profesor dr. Nicolae Harțuche, director al muzeului pentru scurtă vreme, dar... Apoi, doamne Ana Maria Harțuche, care de curând s-a pensionat, dar care... Sunt aici. Domnului doctor Crișan Mușețeanu, directorul Muzeului Național de Istoria României, căruia îi mânăm în felul acesta un mesaj de suflet. Muzeul Național de Istorie e titorit abia în 1970, deci, dacă faceți diferența, suntem cu mult mai în vârstă decât... Este aici. Așteptăm 100 de ani să facem, nu? Da, sigur. Vă așteptăm și la 120 de ani să ne îmbrățișăm. La noi la 120 de ani. Da. Apoi, domnului profesor universitar dr. Petre Diaconu, căruia îi datorez enorm în ceea ce privește autoritatea domniei sale științifică și autoritatea morală cu care m-a protejat în anii 80, atunci când am început cercetările la Măxineni și cercetările în necropola medievală de la Brăila.
De asemenea, domnului profesor universitar dr. Victor Spinei, proaspăt membru corespondent al Academiei Române, da, aici, care ne-a... ne-a sprijinit și ridicarea altor. Domnului profesor universitar dr. Danghe Teodor, directorul Institutului de Arheologie din Iași, care de asemenea este locul unde mulți dintre noi ne-am ridicat din aici. Da. Iar acum vine rândul mulțumirilor pentru lucruri și ajutoare absolut directe față de instituția noastră și aici trebuie să oferim mapa și medalia domnului Nicolaos Capantaris și doamnei Ana Gergachis, reprezentant al Ministerului Elen de Interne, al Administrației Publice și Descentralizării, de unde a venit ajutorul pe care l-am săpat în bronz, și anume cei 76.000 de dolari cu care muzeul a putut să depășească o etapă extrem de importantă. Vor fi transmise și sperăm să putem ajunge chiar acum. Apoi, domnului Cristian Iliescu, aici de față, de la Agenția LDK București, și domnul Virgiliu Barbu, care au făcut totul ca acest ajutor să ajungă la noi. Domnul Virgiliu Barbu, da. Așa. Domnului director Marian Neagu al Muzeului Dunării de Jos din Călăraș, pentru a sublinia în felul acesta legăturile foarte vechi și foarte strânse cu acest muzeu și lucrul nostru în comun pe șantiere diverse. În sfârșit, acum doresc să subliniez faptul că această, într-adevăr, colaborare între toate organismele locale, de la Prefectură, Consiliul Județean și Primărie, ne exprimăm simplu această recunoștință, conferind domnului prefect Viorel Popescu medalia și placheta și mapa. De asemenea, domnului președinte Aurel Simionescu, pentru tot ceea ce a făcut pentru clipa de față. Domnului primar Anton Lungu. De asemenea, doamnei Mariana Nicolescu, pentru onoarea ce ne face de a fi prezentă. Da. Domnului Radu Varia, care apoi, nu în ultimul rând, ci în primul rând aș fi vrut să menționez un ajutor și material, dar și de suflet din partea constructorului, reprezentat aici de domnul Vasile Datcu și de Trifănescu Dumitru, cărora le mulțumesc pentru înțelegere. Da, noi funcționăm ca maestrul Manole. Primul șef al județului după Revoluție. Domnul Datcu, bravo! Mă bucur noi nu să mai simțim și câteva acariteată, tot împreună. Tot împreună cu toți aici, uitați-vă. Nici să nu se întâmple ca cu meșterul Manole noi să pierd. Sora domniei sale mi-a fost mie educatoare. Deci pentru azi? Nu! Păi, las puțin. Păi cine nu știe că domnul Parizescu este președintele Uniunii Colecționarilor din România, să spunem de treaba. Dar e bine și de sora. Da, e bine să amintești și de sora. Da. Mulțumim încă o dată pentru această clipă tuturor celor de față și vă invităm acum să vizităm Muzeul Brăilei în noua lui formulă, noua lui din acest moment, din 1000 la 120 de ani, în momentul în care, în 2001, deschidem aripa A, aripa dinspre Calea Galați, dinspre... După ce se termină aici, domnule consiliere municipal și județe, o așteptim să mergem la expoziția... Vedem și brâncuși după aceea, da? Da.
23 august 2001, la 120 de ani de la înființarea lui, este un prilej de mare bucurie pentru cei care lucrează în cultura română contemporană. Este un muzeu de referință, într-o nouă haină muzeografică, care reușește să aducă spre marele public descoperirile specifice acestei zone de țară, transformând istoria locală, harta, într-un prilej de desfătare și, în același timp, într-o referință națională. Redeschiderea Muzeului Brăilei la 120 de ani de la înființarea lui este un eveniment cultural de mare importanță, atât pentru acest județ și bogățiile lui istorice, artistice, culturale pe care muzeul le adăpostește, cât și pe plan național. Muzeul înfățișează într-o nouă formulă muzeografică valoroase obiecte, reconstituie așezările străvechi de pe teritoriul județului Brăila și vine să contextualizeze formele infinite de viață prin care această așezare și hinterlandul ei a trăit în decursul timpului. Este un muzeu modern, un muzeu european, care de altfel este european și prin cooperarea pe care, prin într-un ajutor al statului elen, s-a făcut posibilă această nouă formulă de muzeografie. Suntem alături de colegii noștri brăileni, sublinindu-le aportul științific și invităm marele public să viziteze acest reper de muzeografie înaltă contemporană. De timp bogată și foarte bine situată de toate. Foarte bucuros, e o zi mare pentru Brăila, e o zi mare, cred, și pentru cultura națională și subliniez acest lucru, pentru că, așa cum sper să se întâmple, mulți, foarte mulți să ne treacă pragul și brăileni și oameni din toată România și oameni de pe tot globul și să se convingă de gradul de civilitate, de gradul de cultură, de europenismul acestei expoziții de bază, de faptul că Muzeul Brăilei se redeschide într-un moment sărbătoresc, atunci când el împlinește 120 de ani de existență, datorită faptului că în 1881
La 23 august la Sinaia, la Castelul Peleș, regele Carol I semna decretul prin care autoriza funcționarea acestei instituții și a bibliotecii publice din Brăila. Două instituții care au evoluat în timp, care au crescut și care în momentul de față se dovedesc indispensabile, se dovedesc instituții fundamentale, cum spuneam, pentru cultura și civilizația acestui oraș. Se desfășoare și la Brăila. Vă mulțumim! A impresionat de când aduc o mărturie a Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, o mare personalitate culturală și spirituală a României și nu numai, aprecia că nici Iașul nu are o sală așa de...